problema microfonului, că nu-mi place să țin microfonul în mână, mă deranja. Atunci, nu m-au zis fără microfon, trebuie să se aude așa. Nu se aude așa bine. E bine așa. Așa. Stau în picioare. Stau în picioare, pentru că stau jos, se prea jos. Stau în picioare. La partea de dialog puteți sta? Da, stau. Nu v-am ieșit aici. Lăsați așa. Bine v-am găsit, oameni buni, părinții vă v-ați răsturiți, părinții cernice, Gărășan, așa bine. Tema provocatoare. Dânsul mi-a propus să susțin o conferință, dar pe tema centenarului, dacă se poate. Adică nu conferință religioasă, dacă m-a provocat cu o conferință religioasă, cred că nu veneam. Pentru că aceasta e mai ușor de făcut, dar tema aceasta care are în vedere împlinirea 100 de ani de la România Mare a fost provocatoare și pentru mine, ca să mă gândesc asupra lucrurilor și mi-am dat seama că aș putea spune ceva ce alții n-ar putea spune. Deci mai întâi să vă fac mărturisirea în legătură cu faptul că sunt iubitor de istorie. Asta vine din structura mea, nu vine din educația teologică sau din altceva. Pur și simplu din structura mea. Preocuparea pentru trecut și bucuria de a intui cum ar fi fost cândva, nu? Ca o posibilitate de a-ți reprezenta, de a învia, de a urzi imaginea posibilă a unei epoci, a unei domnii, a unor personaje importante din istorie. Datorită acestui lucru, am avut posibilitatea la Câmpina să devin membru unei societăți pentru științele istorice, SSIT, făcută din profesor de istorie, care era asociată și în comunism, este și astăzi, fără nicio problemă, unde profesorii de istorie ai zonei reușesc o performanță care ar fi exemplară și pentru preoți sau și pentru alte profesii în care nu-i suficient ce ai învățat în școală, ci trebuie permanent să te împrospătezi în cunoștințe și în atitudini. Deci ei se întâlnesc o dată de lună, își pregătesc teme și așa mai departe. Mi-a plăcut atmosfera la ei acolo și la un moment dat șeful secției SSI din Câmpina, prezentând sau făcând o referire la problema aceasta centenarului, spune, nu sunt semne serioase. Nu sunt semne serioase. Doar vestivism. Am fost atent la această formulare, la directul de școală, unul foarte priceput din istorie, sigur, și oameni pe care îi doare. E profesia lor. Sau cunoștințe, eu ascult fermecat când văd că unele sau altele din directul istoric, ei se sesizau acest lucru că acest 2018 nu a oferit, nu le-a oferit lor, elevilor lor, nouă tuturor, ceva special, ceva profund, ceva serios, ci doar elemente de festivism. Termenul este ușor, sigur, negativ, când zici festivism. Festivitate în ordine, festivism înseamnă, mă rog, te sper că mâini sau vitez niște chestiuni cu surle și cu tope și atâta. Da, sigur. Eficiența este infinită. Am avut posibilitatea, până să intrăm în 2018, să intru în tematica acestui an într-un mod foarte, foarte personal. Deci eu n-am să vă vorbesc ca istorie. Fac istorie și de profesie. Eu mă învârt și o să mă încerc să mă învârt cu lumea noastră în tematica aceasta, dar așa fel încât să fie licită abordarea mea. Adică nu fur meseria istorică. Nu intru în concurență cu ei. Că nu mă țin bunelele și nu vreau. Nu m-am pregătit pentru asta. Eu vă vorbesc din acumulările mele personale. Dar am trebuit să fac cum aveți oricare din dumneavoastră dreptul să face sau să ascultați și să vă implicați. Așa o fac și eu.
Iată glasul. Bunicul meu, dinspre tatăl, îl chema Moga Ioan. Pe mine mă cheamă Moga Petru. Deci bunicul meu, dinspre tatăl, a murit în primul război mondial. Eu sunt Ardelean. Primul război mondial înseamnă, cum să spun, o perioadă în care s-a creat cu România Mare până la cea încheiere din 1918, Transilvania era cuprinsă în Imperiul Austro-Ungar. Deci era cetățean al Imperiului. Unde, într-un sat mărunt din țara Făgărașului, numit Ludișor. Un sat care a avut în vremea lui de glorie poate 100 de case. Nu mai mult. Acum sunt vreo 100 și vreo 12 suflete în tot satul. Suflete. Cu copil, cu cățel, cu cruce. Deci, Tatăl meu, Dumnezeu să-L odihnească, născut în 1910, a vorbit despre Tatăl și spunea că nu își amintește. Dar nostalgia aceasta sau tristețea aceasta că nu și-a cunoscut Tatăl și că în afară faptului că a murit în Polonia, că au venit și documente, ceva și notarul când a rezolvat probleme de avere, așa a scris acolo, am aici copia, zice, mor pe câmpul de luptă de la Vraschi. Altceva părinții mei n-au știut. Au rămas doi copii orfani, tata și fratele lui mai mare, care a fost profesor meu de română. Nu știu, d'acord, n-au știut altceva decât aceste lucruri. Perioada interbelică, cum o fi fost cu România Mare, nu știu. De vreme ce totuși lor nu le-a reușit sau nu s-a pus problema să-l caute. Nu știu de ce. Poate fiind oameni singuri, oameni săraci, nu știu. A venit comunismul, nici atât nu s-a pus, nu s-a putut pune problema că tu ai putea căuta într-o țară străină locul de mormânt al cuiva. Un personaj oarecare. Un frate de-a lui este o familie mare, cu mulți copii, a fost 7, în sfârșit, am trăit, unul dintre ei, mai mic ca mine, a studiat polonez. Deci tatăl meu, când a văzut că unul de fiul lui se duce și viață polonezice, tu poate o să-l aduci pe tata acasă. Și cu această formulare și cu această speranță, el a intrat în faza dinainte de moarte, când domnul nu e nici mort, nici viu. Și a intrat într-o comă și s-a întors din ea cu bucuria că Vașca l-a adus pe tata acasă. Dar Vașca l-a adus pe copilul acasă, că nu e așa folosivă față de părinții noștri. Deci v-am spus aceste lucruri ca să înțelegeți o dimensiune sufletească, o dramă, o tristețe, care tatăl meu a trăit toată viața și a murit văzând de dincolo de mormânt că fratele meu l-a adus acasă pe tatăl meu. Fratele meu n-a stat degeaba în 1990. Fiind polonez de formație, așa zicând, și polonist în relație cu Institutul Cultural, poveștile astea oficial, așa zicând, mergând, țându pe delegații românești acolo, se imprimească pe Polonia, zic cum face. Bineînțeles că a ajuns de mai multe ori la Varșovia și a fost la îndemână să caute în Polonia localitatea respectivă. N-a găsit. N-a găsit. Nu exista localitatea Vraschi. De asta va fi internet, o rugă, nu știu ce, te ajută. N-a fost posibil. Deci a fost o problemă. Un copil al meu, unul din copiii mei, am 6. Doamne ajută. Acum preluat la el și profesor universitar. La un moment dat, discutând și vorbind și nu știu ce, spun, măi, nu se poate, uite, eu cu istorici ăștia ei de la Câmpina, m-am adresat la asociația asta cu eroilor, așa, el, un colonel care a făcut la ușa, l-am întrebat, zice, nu, hai să facem o lumie la șefii ăștia militari, la fidele militari, iar le-au răspuns. N-a fost soldat român. A fost un prim șoc. N-a fost soldat român. Trebuie să accept. Bă, n-a fost încă dată în armata română. Deci n-am nicio evidență. Zice, vă adresați la arhivele militare din Budapesta și din Viena. Adresează-te la arhivele militare din Budapesta. Ne-am adresat în limba germană, nu știu ce.
au răspuns, n-avem nicio evidență. La austrieci au fost niște insistențe, am căutat pe Crucea Roșie, pe Crucea Neagră, au ei tot felul de instituții, de asociații, de cilitirele, eroi, n-am găsit nimic. A venit în sfârșit o adresă, le-am aici la copii, în care răspunde, da, zice, Boga Ioan, soldat în regimentul creștean, de regimentul 31 de la Sibiu, a murit în data de 11 septembrie 1915 și a fost mormântat în cimitirul satului Iurașchi. Guvernia Grodno. Deci, n-aș vrea să vă plic biserica, dar fără aceste vreme, nu trage niște gânduri, altfel nu pot să facem povești fără să. Guvernia Grodno. Guvernia Grodno există și acum. Ia, vă dați seama, așa cum noi avem probleme de graniță, așa alții. Deci, acolo e un teritoriu care a fost al Rusiei, pe urmă s-a întins Polonia, s-au fost polonezi doar de ruși, pe urmă s-au pregătat polonezi, pe urmă iar s-au împărțit și așa mai departe. Dar am găsit localitatea Iurașchi, în Polonia, undeva spre granița cu Belarus și cu Lituania. Deci vă dați seama cât de departe. Gândiți-vă, vorbim de țara Făgărașului, vorbim de un sat la 10-13 km de Mănăstirea Sâmbătă, s-a localizat un sat mic, am spus, nu? Deci un țăran, obișnuit, avea vârsta de 30 de ani. Unde am putut să mă? Deci asta e prima imagine cu tricoșătoare. Până unde i-a dus? Deci unde i-a dus războiul? Unde i-a dus pe oamenii ăștia? De unde a plecat? Și unde păcate el a ajuns că noi? În sfârșit. Dacă am găsit curaj și ne-am organizat, am făcut în vară, am venit în Bologna. Pregătiți, în armas, cu tot ce trebuie, bilete, tot ce așa, o săptămână să ne întâmplă. Nu avea deja relații la un muzeu militar, din o localitate foarte mare, ar fi o capitală de voivodat. Ei au țară împărțită în voivodat, în ar fi regiuni de mare funcție. Nu vine din termenul acum, în sfârșit. Ne-am dus la Vașove, acolo ne-am dus în localitatea respectivă, înseamnă 200 de kilometri mai spre nord și est, și de acolo ne-am dus cu taximetru în localitatea Iurașchi. Am găsit pe Google, am găsit satul cum arată și crucea din capul satului. De ce? Pentru că acest bunic a avut un martor popular la moartea lui. Și aici o pagină cu fricoșătoare. Deci bunicul știa carte. Bunicul era un om credincios. Bunicul le citea colegilor lui camarazi, oameni simpli ca și de oameni, erau și de carte, le citea din Noul Testament. Scena morții lui este următoarea, roapă de obuz, în care ei s-a răbosteau, povestește Constantianul care a avut șansa să se întoarcă în sat, să povestească. Și a spus, eram în roapă de obuz, am aflat în urmă că soldații pe front se adăpostesc în groapa de obuz, pentru că puțin probabil, în sus militari, ca o a doua lovitură de tun să ne mirească exact în acel. Deci este cel mai sigur, așa zic, în loc, într-o probabilitate oarecare, să zicem, de siguranță. Seară, probabil seară, omul ăsta trebuie să fie într-un comandant, le citea din Noul Testament. Bănuiesc că le citea nici asta spun de la mine, nu știu acestele, dar citindu-le, că a fost seara și a avut o lumânare, că a stat în picioare și capul a ieșit deasupra gropii de obuz. Nu pot să știu, zice, o schișă de bram, rătăcită, nerătăcită, probabil rătăcită, că bănuiesc că nu era în acel moment, nu era o scenă de luptă, era în linia atâta, nu era o scenă de luptă, i-a retezat capul. Și Constantianul ăsta povestește că cartea a rămas copită cu sângele lui, nu a dat-o falit. Pentru el era o amintire, pentru el o amintire teribilă, dar ce relicvă a fost pentru familia noastră. Omul a murit de mult doar cu aceste elemente mărturisite. Tatăl meu, fratele lui, Iuliu, cu aceste elemente n-au făcut altceva decât să știe că bunicul a murit și că l-au îndropat ca marazin la crucea din capul satului. Deci vă dați seama, element oral de informație. Crucea din capul satului. Ce-am găsit noi pe net? Uitându-l la localitatea Iurașchi.
cruce în capul satului cu numărul cu anul 1915 de cruce de hotare, cruce de asta care protejează localitatea. 1915 și cu o scriitură pe care fratele Bocolonez l-a deșifrat, în care se spunea ferește Doamne de văzut nepiernic, de boală și de foame sau așa ceva, și de război. Deci un text dintr-o rugăciune care sună destul de apropiat de ceea ce putem găsi și noi la Bocolonez. Ne-am dus sigur că acolo e eu pe vidrajul de traistă, tot ce ne trebuie pentru sfârșit. Și ne duce taximetru la capătul satului, de drumul și o pe jos. Erau șapte cruci, dar una singură era exact în continuarea străzii principale a satului. Satul fiind o localitate, un cămin de vreo, să zic, 20 de case, 30 de case, mai mult. Toate alineate în singură stradă și la capul e perpendicular o șosea asfaltată. Este civilizat străzii. Nu poți bănui ce. E ca germană. Natură mult, case de copsit, etc. Și luăm în seamă, asta trebuie să fie crucea de la capul satului, emoții, vă dați seama, bun. Ne ducem să luăm contact cu autoritățile și mergem după aceea să mă duc la o zi să facem parastas. Ce puteam face în primul? Parastas. Trebuie să vedeți aceste lucruri, pentru că sunt concrete și schimbă multe din imagini pe care suntem obișnuiți. Imagini de manipulare, mincinoase. Ne-am dus la Pupa Catolic. Am aflat o localitate preponderent catolică, dar sunt și două, trei case de pravoslavie, nu știu zic ei, fiind o zonă destul de apropiată de zona controlată de ruși și de biserică ortodoxă. În localitatea mare în care am dus cu autobuzul și unde am locuit, sediul episcopal ortodox. Cel puțin 5 biserici pravoslavnice, sigur frecventate de beloruși și de ce mai au acolo. Și care trăiesc în zona asta a Polonii. Deci nu puteai să spui că ortodoxul e ceva un chinez nimerit cine știe de unde, sau un mahometan cine știe de unde. Adică haina, nu știu. Ne ducem la Popa Catolic în ideea să vedem dacă nu cumva în cilitir, cum a zis ăla de la arhivele din el. Ne-a luat la catastric foarte Popa Catolic. Ne-a primit. Când și-a dat seama că nu cerem bani. A spus imediat, nu suntem pentru bun, ne-am oprit acolo, dar rece. Cum să spun, bine voietor, dar rece. Dacă văd ceea ce se rece. Spate ce consper, nu știu. A luat din catastric, din raft, din casa parochială, unde era din nou, a tras anuarul morții respectivi. Deci ordine precoșelor. Deci el a găsit. 1915 le interesa, nu? Deci a fost 1915 grafie rusească. Pentru că era Rusia pe timpul ăla. A căutat de 1915, bă, nu e niciun lucru ca imam. Cimitirul satului, zice, este bun. Ne-am dus 3 km pe jos, cimitirul satului. Nu e cimitir, atâta bă, unde? Nu era nicio cruce. Deci tot crucea din capul satului am zis, nu vei după informația. Am spus, uite, sunt preot ortodox, sunt cu tare, vreau să vin, uite, să fac, e fără problemă? Nici o problemă. Comentez. Dacă eu, ca preot ortodox, sunt într-un sat, mărunt, nu, e bine, era cel de comună, dar totuși, nu, patronat toată comună. Ar veni cineva, un catolic, să zice, să-și caute ceva, l-aș fi lăsat mai singur. Nu simțeam obligația de gazdă să-l însoțesc, să-i garantez integritatea, să... că el pricepe altfel ca și clerii, pricepe altfel nevoia mea de a face o rugăciune, era o cruce presupus a bunicului, sau presupus folosită ca pretext pentru mormântare ca să fie un semn. Așa se spunea. N-a venit, dar zice, nu e nicio problemă. Ne-am dus la școală să căutăm profesori de istorie, interesați de istorie locală. Niciun. Binevoitor, interesant, director, a vorbit cu noi, profesora de istorie, cabinet de istorie, interesant, lucru faine. Niciunul, presupus un bătrân, dat telefon, n-a răspuns. Ne-am dus la primărie. Imaginați-vă o secretară de primărie, cam cum ar putea să fie și la noi. Incomodă pe la apariție. Nu spun. Ia-mă lucrurile, primarul nu e, că o fi copăsit, am spus, doamne, uite, așa sunt,
vedeți, unde? Într-un cătun la mama supărării, la graniță. Veni să căutăm un mort de primăzul de ea. Da, hai să vedem primarul Măsul și l-a spus pe primar de când era pe la Denisol, pe la ce? La primărie, foarte precursită, așa ca și construcție. Pe Holnea ținut. Deci eu nu știu dacă un primar român i-ar veni cineva, nu ar avea niciun străin, n-ar simți obligația aceasta minimă. Hai mă, birou, șezi aici, îți dau un bar cu apă. Ca să te ascult așa într-o condiție cât de cât. Pe Holnea ținut, i-am explicat ce să ne spun. Doar să-i spun că, uite, noi suntem și că vrem noi să facem o parasată, dar cu cea aia publică din capul satului. Publică, e a nimănui și a tuturor. Nici o problemă, legeți, vă faceți pe ne-am dus în știți, ne-am întors la a doua zi dimineața, am pregătit cu ce trebuie. Când am ajuns la cruce, dau să-mi aprind cărbunele, să așa mai departe. Deci vă dați seama, câmpul, era în spate o casă, dar ne-ai locuit de fiind abandonată de cel puțin 10-15 ani, nu aveam gardă, nu avea nimic. Și vezi, casele erau de fapt multe străzi perpendicular pe crucea asta, unde era. N-am apucat să pun epitrahimul și să începem slujba și vin în cetățean. Probabil cu care am întâlnit și cozi înainte, am uitat să vă spun scenă. Scenă care vorbește despre cum sunt alți oameni din Europa. Noi umblăm pe străzi pe acolo să vedem, am să întrebăm pe cineva, știți, de rămas din urmă război. Și vedem un om de la într-o curte. Intrăm cu mâna Tirescu, doar cu numărul, pe o portiță deschisă, vorbim polonez. Nu vorbim chinezești. Fratele meu vorbea polonez. S-a adresat în limba locului. Suntem din România. Bunicul nostru a murit și avem informații de la a murit și a fost mormântat aici, în satul dumneavoastră, în calitate de tare. N-a putea să spună decât, nu se dea explicația, ci să spună, am vrea să vă întrebăm ceva. De nici ne-am pins așa cu pieptul și a zis, drumul e de aici. Și să uita ca un cer. Drumul e de aici. Ne venea să plânge. Nu înțelegeam. Așa am găsit un alt cetățean și de la poartă am spus, suntem cu tare, cu tare, că și ăla se uita la noi. Ciudat și ne-a alătat să intrăm în curte, dar nu se ne dea un par cu apă sau să avem un copil în el și ne-a avut un alt curaj. Deci de la cetățenii. Venim la slujba a doua zi dimineața. Cred că nu v-ați supărat pentru paranteză. Același cetățean, când ne vede, vine lângă noi și, aproape strigând, nu știu ce s-a făcut, s-a tăiat la mână, probabil de la gard, și așa-i curgea sânge, frate, noi am vrut să-i dea un șervețel, dar nu se împlinească, ce puteți aici, ceva ce puteți explica, domnule, suntem, am vorbit cu primăria, am vorbit cu preotul catolic, am vorbit cu tot, nu, deci nu înțelegeam cu ce te reanșează să facem o slujbă pe stradă, pe șosea, că era pe șosea, o cruce care era inundată de buruie. Deci nu era o cruce care să fi fost, să zic, atingerea mea ar fi maculat, ar fi murdărit, ar fi... Deci eu neglijau pur și simplu. O cruce de 15 de piatră, cu terminații cu vârfuri de fier, cu așa. N-am înțeles. Fratele meu explica, vine și o femeie. Vine dintr-o casă unde eu înțelesesc că eu am un ortodox și zic că vine și asta lămurește lucrurile, că spune, băi, sunt vreo pravoslav, sunt cu tare, cu tare. Femeia și mai violentă, și mai unicioasă cu noi. În sfârșit, foarte nemulțumiți, se depărtează de noi. Dar după o parlamentare de 10-15 minute în care le dam pe fratele meu că nu mai răzvește în poloneză, eu, cum să spun, vorbeam mărunt în românește că sunt temperamental și venea să strigă, venea să protesteze, nu pot, cum să protesteze? N-ai. Începe slujba cu protecțiune, mă zic, bă, cine ești mai ajung o dată aici? Fac o slujbă de parastasă mormântare, nu mai știu o parastasă de lucru. Bun cât pot, din cartea care aveam, că era o carte mică, prescurtarea asta, un molivere, un iazmatea de asta. Fac tot ce pot eu din memorie și din ce scrie acolo, nu era slujba la jumătate și vine mașina poliției. Vine, cotește pe strada satului, se oprește acolo și stau la oarecare distanță până termină noi. Două polițiști, nu armate până un pic, cu centru, cu fușa, ce aveau el și așa. Vin cine sunt, de cei, uite, pașapoartele, pregătite. Și sunt, ăstea le
șansă, nu? Păi ești Uniunea Europeană, adică... Stai puțin. Stai puțin. N-avem drept, n-avem ce vrei de la. Ne-au chestionat când am venit, unde stăm, au dat telefoane la căminul, la căminul, era un cămin al episcopiei. Am găsit un cămin ăsta de locuit, unde mi-a dat și litru de jur, ieftin. Era al episcopiei. Mama mea avea în acest zonă să practică și la noi. Au dat telefon acolo, i-s-a confirmat că sunt trei români care au venit, care nu știu ce pe care. Numărul, codul meu personal, se controlează la chestiile astea. Noi am spus, am vorbit cu preotul, am vorbit. Zice, cum îl cheamă pe primar? Se uitea să ne vorbe, cum se știe, că ăștia mâște, nu ne pot pronunța. Deci, poloneza ne spune, nu trebuie o șătoare. Consoane și așa. Domnule, nu știm numele, am fost la, dați telefon să vă confirme, dați telefon la preot. Nu știu, au dat telefon, au dat telefon, foarte. Fratele meu a parut pe geam. Plângea de neputința faptului că nu putea explica. Eu vociferam în românește, domnule, suntem în Uniunea Europeană, nu înțelegea nimic. Dar vedea că am un protest așa, fratele meu celălalt, își făcea de lucru pe lângă. De fapt, fura pământ. Că a fost ideea să venim cu niște pământ de acolo. Și la sfârșit, fratele meu, într-o tensiune de nervi extraordinară, s-a pleacă și, așa, printre ligine de plâns aproape, dă-o bucată în mână de pământ, poți să iau de aici. Știi, și pune mâna așa și ia niște țărâne de pe marginea șoselei și zice, da, nu avem nimic împotrivă, zice, ce să facem, noi ne facem datorii, așa, și au plecat, ne-au lăsat toși. Deci imaginați că eu v-am deschis în așa scena, ca să vedeți ce înseamnă să cauți un mort român într-o țară străină. Rezistă asta. Bine. Ne-am dus la, nu cum mai spune, ne-am dus la Institutul Memoriei Naționale, ne-am dus la Muzeul ăla de Istorie, unde fratele meu avea corespondase cu directorul, care era cercetător, nu știu pe ce linii. I-am descris nervos cu germana pe care o știu eu, ca să nu traducă fratele meu blând, ci să-i traducă în propoziții scurte și pline de protest, nedumerirea mea de ce oamenii au suportat așa cum. De ce? Aveau de lucru prin fratele. Pravoslavnici erau toți mătuți. Relația între catolici și ortodoxi poate fi de așa natură. Sfântul era un cătun izolat care nu avea minime reguli de comportament uman. Deci n-aveam explicație. Nici ala nu avea explicație. Nici ala. Și ala ne-a ținut în picioare, în muzeu, de vorbă. Putea să ne ducă în biroului. Cei de la Memoria Națională ne-a gândit, ne-a băgat acolo pe persoane foarte păzit și institutul și așa mai departe, dar ea studiază comunismul și rezistența lui comunismul, n-au treabă cu primul război mondial. Dar istoricul foarte a vrut să ne ajute și s-a dus, a căutat, zice, a fost o luptă atunci, în 1905, acolo, iată lista cu morții care au fost mormântați la nu știu câți kilometri de locul respectiv. Nu era Buga Ioan prin sfârșit. Dar era o bunăvoință, singura bunăvoință vizibilă. În rest, ciudețe. Bineînțeles că am plecat din localitatea respectivă, am venit la Varșovia, gândul a fost să ajungă la ambasada română, unde fratele meu trebuia să găsească persoane cu care el corespunda, pentru că erau legate de Institutul Cultural Român din Polonia, mă rog, chestii de felul ăsta, relația culturală Polonia-România, fratele meu implicat puternic în chestia asta, cu traducere. Ne-a dus, ne-a primit. Am intrat în ambasadă, altă pere. Intră în ambasadă, mi-a dat un har de apă de ce, cum aș veni eu la dumneavoastră. Vă spun lucrurile pe nume, ce să mai, că n-are rost să lucrăm, nu? Ne-a dus pe har de apă, uite cum aș veni eu și v-aș da dumneavoastră, uite așa paharul, în hol acolo, ia-mă și cu parcă. Era ministrul de externe, și l-am venit acolo, plecat să mănânci și urma să vină repede. Deci oamenii fierbeau, nu știau că vine, cum vine, se găsesc, n-am întâmplat. Zice, veniți luni dimineață, că era bine, amiază, că m-am ascultat. Veniți luni dimineață, la ora cu care să vedem, să vorbim cu secretarul, nu știu ce-am fost să dori în concert. Am venit luni dimineață, că noi trebuia să plecăm la urmă. Am venit și ne-a primit la ambasadă, am discutat prima replică, secretarul român din ambasadă. Zice, n-a fost soldat.
dumneavoastră, puteți concepe România mare fără ea? Dumneavoastră, puteți să vorbiți despre centenarul de anul viitor, de anul 2017? Puteți pune problema aceasta fără să ții de seamă de lucru ți-ar venit? N-a fost parte de mine în armata română, ca și era situația, dar jertfa de sânge a românilor arteneni în acest război nenorocit nu se socotește și ea. N-a contat și ea pentru conjunctura care a permis în 1918 România mare. Atât. Și atunci s-a vorbit pe casă în instituția asta, Agenția Națională, nu știu, păcatele cum se cheamă, pentru cultul eroi. Ceva guvernamental, nu prea aceasta. Nu cultul eroi, oricum nu avem noi la nivel de parohie, colaborăm ca să facem studiul reparat. Ci o Agenție Națională, zice, noi că i-am colaborat și căutăm povestea mea lungă, căutăm arheologi, nu știu ce, pe ea de la Muzeul de Istorie din Białostok. Deci o calitate la Białostok. Cea mai tare pol din nord-estul Poloniei. Zona ortodoxă. Da, dar tocmai a spus, zice, avem fonduri să scanăm zona până la 100 de metri. Găsim mormânt, dacă este. Dar nu putem să băgăm un buget pentru 2018. Această cercetare, decât dacă ne solicită o instituție, ambasadă, cineva din România, cu care nu putem să... Și zice, trebuie să vă gândiți, pentru că la nivel de septembrie, noi eram sfârșitea asta, la nivel de septembrie se hotărăște bugetul. Deci trebuie să vă grăbiți repede, să vă grăbiți să ne ajutați ca să... Deci de aici a fost un schimb între ne-am dus la ambasadă, am discutat ce da, am ce facem, mergeți la Agenția Națională de România, ei trimit, îi fac drepturi. Am plecat, frate meu, cu o corespondență, cu cocoșătoare de lucruri de vino, cu muzeul, dar cu primăria din satul respectiv, care trebuia să ne aprobe să facem cercetări pe un teren, să ne pună legătură cu proprietarul, dacă e proprietarul, legat, etc. Cu ambasada, cu încercam muzeul de istorie din Făgăraș, să implicăm să fie muzeul, cu muzeul, primărie, cu primărie. Da. Agenția Națională de Cultură Europeană, solicitată de noi, ne-a dat un răspuns cu care ne-a zis, a zis, n-a fost o dată, nu ne interesează. Deci ăsta este răspunsul oficial, guvernamental, pentru o problemă care poate fi tratată. Și așa, dacă vrei să simplifici jurul, n-a fost o dată, nu ne interesează. Despre ce vorbim? Festivism, nu? Deci am înțeles că lucrul merge și atunci am încercat pe relații personale. Vorbește cu nu știu cine care cunoaște pe ambasador. El promite, da, bun, avem respect, biserică, cunoștințe, prieteni, vă venim în ajutor, haideți să vedem ce facem, cum facem, promisiune. Primăria de acolo, când se răspundă doar muzeul, trebuiau să s-a angajat să putem în treaba aceasta, informații date, Între timp, istoricii dacă tot spuneam, domnule, în zona asta nu știm de multe în acea perioadă a viitor 1915. E vorba de august-septembrie 1915. Nu știm. Și nu mai e altă localitate. Nu e altă localitate, nu păcate de să știi. Ăsta-i, uite, Iuraș, uite aici, de la Viena, de la Iuraș. Cu această nedumerire, din nou fac presiunea asta prin urmări. Mă schimb și mai cere pe dăște informația, că zis cu tare și cu tare. Să-ți arate documentele pe bază cu care i-a spus că bunicul a fost mormântat în ziua de 11 septembrie. Cercetând a găsit. Au găsit niște evidențe extraordinare. Și am zis, mai întâi au strici. Aveau așa numită listă de piele. Uite așa arăta pagina, atât de monitor oficial, care se publica la două săptămâni sau nu știu, unde ei publicau în 2, 4, 5, 6, 8, 10, în 10 limbi. Pentru că era un imperiu multinațional în 10 limbi, inclusiv în bărbunte, lista de pierderi. Lista de pierderi. Fărlus liste, venețește, lista de pierderi pe românește. Numărul 11, pe 12, pe 11, decembrie 11. Decembrie 11. Da, exact.
Domnule, surpriza extraordinară, astea mii de nume, mii de nume. Dacă uitând cam în funcție de ce nu ce, găsim, dumneata vezi aici, zice Moga Johann Erzres, și se scrie că acolo înseamnă Erzatz Rezervist, deci rezervist, Infanterie Regiment, numărul 31, Ungar, în Fogarașul Ludișor, 1885, tot mort. Că la alții zice pierdut, dispărut, luat prizoniere, etc. Multe nume, sunt și nume românești destule, zice în perioada 1-15, septembrie 1915, nici vom ștar de dezregiment, adică nu în situația regimentului. E ceva ce e greu de tradus, că nu știm exact înțelesurile în limbaj de război ce înseamnă. Adică în afară regimentului. Posibil. Deci când am văzut treaba aceasta, îți dai seama că imediat de strigile, băi, omul care voi l-ați înregistrat, nu vorba că poveștile noastre, cu bunicul, cu consăpianul, nu știu, câteva l-ați înregistrat aici. N-au răspuns, n-au mai răspuns. Și atunci fiul om s-a dus cu ce-i trebuie lui, ca profesor universitar, s-a dus la arhivele din Viena și a cerut, domnule, vreau mape, vreau tăia cu morți, cu tăia, cu așa mai departe, cu cimitire, cu... Căutând această localitate, Iurașii, de lângă Białystok. Zice, nu sunt. Dar totuși mai zicea, da, uite, avem aici. Și a dus un deancă, cred, și uite, domnule, găsește. Spre surpriza, cum să spun, copreșitoare a noastră, găsește niște evidenții de stămintean. Hărți de război. Cu consemnarea, deci un fragment aici, cu consemnarea locurilor unde au fost înmormântați oamenii în timpul campaniei, listă separată în care îți arată la fiecare ce este, uite, vezi, zice Ivan sau Ivan Moga, 116. Și altă listă, 116, este aici, uite aici, 116. Și îți dă Iurașul, uite, Iurașul. Și 116 cruce, uite satul exact unde l-am descris eu, o stradă cu case de parte și altă, nu? Pe urmă, desen făcut de specialistul în cărți, în care desenează harta satului, sau cum e consemnat satul pe harta, uite, zice, Lagerman, desfătat în grebă, în Iulaschi, Alba, Jupcis. Copiat. S-au mărit aici, dacă mărită, în care îți arată satul, cum arăta satul. Deci, vă dați seama ce evidențe puteau să aibă. Austro-Ungaria. Deci satul de stat, lucrurile care sunt și cu roșu 1, 2 și legendă de desub 1. Am aici undeva o descriere, eu am Ioan Moga, regimentul cu tare, cu tare, adică toată povestea asta. Nu, e o legendă. Deci este mingat ce evidență au pus la Iovanii ăștia. O, n-am facem la asta. Păcat. Da. Deci vă dați seama în momentul în care nu se potrivea harta cu colonia. Deci în momentul în care satul se mâna perte, era un drum, era cruce și acum. Nu se mâna perte, că aici la Gheplan, cum spune, planul ăsta de situație, arăta și localitățile din preajmă, inclusiv o biserică. Căutând din curiozitate unde putea să fie acest Iurașchi, îl găsește în Belarus. La 160 km mai la răsărit de Iurașchi, dar cam la aceeași latitudine geografică, dar în actuala Belarus, și găsește și în ziua de astăzi exact drumurile care erau notate pe hartă în 1915. Inclusiv biserica din satul Alba, sau de unde se cheamă acolo. Deci vă dați seama, din toate, toate acțiunile legate de culori au fost contramandate, am sunat frumos, am încheiat și acum du-te pe Intimoga cu fratele meu, prin polonist, n-avea ce făcut arătați cu Belarus. Că era o zonă, gubernia Grodno se numește până în ziua de astăzi, deci un sat cu același nume, ei spun Derașchi, așa îl pronunțe acum, cu vecinătățile exacte pe hartă cum sunt acolo, niciun te duci cu Google, nu te lasă acolo.
Vezi satul de deasupra, vezi drumurile, copiezi, refaci harta generală, nu te lasă să vezi detaliul din capul satului. E clar că nu sunt alte case construite acolo, sunt tot de sănătate și de neamțul din 1915, dar nu poți vedea decât de la anumită înălțime, deci gata, e alt teritoriu, altă țară, alte regulă. Fiind preot ortodox, am zis, am alte șanse. Și am luat eu acțiunea și du-te la ambasada Belarus, discut acolo, cu tare pe tare, m-au ținut suculta frumos. Și cercetăm, vedem, i-am dat tot detaliul și până mai ne-a dat răspunsul. Trebuie să vorbiți cu ambasada română de la Minsk și atunci, nu știu ce, am vorbit cu ambasada română de la Minsk, mi-a promis cu tare și cu tare, s-a informat în zona locală și a zis, nu există cimitire oficiale de soldați din Moscova, din satul Perașcu, în Bărânia. Bineînțeles, i-am explicat un nou, i-am trimis desen. Nu vă văd în cimitir, este un mormânt singular. Ideea este, mai este cruce, memoria satului mai știe de o cruce, de o trăință în capul satului, pentru că și ne-am simțit tot așa de stramul în capul satului, unde era posibil să fie o cruce, exact cum era și la polonez. Într-un sat foarte asemănător ca structură de așezare a casei. Nu stoate la fel, dar vezi că am fost seama, se vezi la fel. Problema a rămas nerezolvată și acum eu mă întreb pe dumneavoastră, cui să mă adresez? Că lucrurile pe care le-ați spus s-au consumat în prima parte în 2018. Cui să mă adresez? La Agenția Națională de Lucrurilor? Sau la ce autoritate guvernamentală care să aibă milă de un soldat transilvanian care a venit din Primul Război Mondial? Și stau într-o așteptare cu asta. Nu pot face altceva decât să vin în fața dumneavoastră să evoc o pagină atipică, sau poate foarte obișnuită, care ține de Primul Război Mondial și de întregirea națională. Și acum vine surpriza. Din copilăria mea am știut că îmi pot, deci gândiți-vă, sunt născut în 1951. 51. Din copilăria mea am știut că îmi pot, există un săculeț, era de fapt un buzunar de pantalon, țărănesc. În care erau scrisori. Le spătea și ne uitam pe ele, că erau ștampile ungurești, pe care nu le puteam citi. Din fericire, noi copiii care suntem mari vrăjmași cu tot ce e mai ciudat așa, distrugem, am avut icoane, am avut cărți rămase de la părinți și așa mai departe, n-am distrus aceste scrisori necontrolați de părinți, știi, când pușbuiam noi peste tot. S-au păstrat aceste scrisori până astăzi. Sunt scrisorile bunicului, trimise acasă, în perioada aceasta, martie, 1915, până în septembrie. Aceste scrisori, scrise de mâna lui, le avem desigur în original, sunt fie scrisori care s-au, mă rog, scrise și puse în plic, le-am copiat, sau cărți poștale. Cu adresa foarte clară, nu? Eu trimiteam în localitatea lui Dușor adresele de cele, era infanterist, Loga Ionu, 31 regiment, 16 companie, fel post 43. Deci poșta de campanie. Deci vă dați seama, toate aceste scrisuri, le-am copiat pe computer și le-am, cum să spun, le-am publicat. Am pierdut ocazia unui scrisor de pe front publicat de o doamnă la Muzeul Țăranului Român. Dacă sunteți în cunoștință, cauze, cheamă scrisori de telefon, dar am publicat în anualul pe care a fac profesorul de istorie de care v-am vorbit, anualul pe 2017. Până să ajung la scrisori, vreau să vedeți că din cercetările istorice mi-am notat aici, câte cercuri de recrutare au fost 36 cercuri de convenzi în armata ungurească, să fiu convenzi. Au fost 82.588 de morți și dispăruți transilvaneni în frontul austro-ungar împotriva rușilor. Unicul a murit în luptele împotriva rușilor. Au fost 63.304 de răniți, invaliți și bolnavi. Au fost 79.976 de orfani, între care doi au fost tata și unul, de greșit, 38.630 de bătrâne de război.
Deci dacă poți șterge tinerete aceste lucruri și tu să spui că unirea nu ține de jertfele de sânge ale românilor din 1914, 1915, 1916, 17 până în 18, ai o problemă. Eu zic că ai o problemă de relație cu istoria reală a neamului românesc. Și trebuie să-ți o rezolvi pe aceasta. Dar nu ai dreptul să-i excluzi de acești oameni din poporul român. Că noi în 2018 sărbăm centenarul României Mare. România Mare înseamnă nu doar Moldova și Transilvania și Moldova și țara românească, ci înseamnă neapărat și Transilvania și Moldova și Bucovina. Asta înseamnă că noi ne cunoaștem Românul și pe Transilvania, nu? Altfel ce să facem? Deci, contribuția și strădania care a dus la reușirea din 1918 a celor de la sude de Carpați, la răsărit de Carpați, că sunt un fel, a celor din Alpul Carpatic a fost altfel. Dar nu poți să ștergi de la acest capitol uriaș al centenarului tema teribilă a soldaților românilor și pe frontul austro-ungar. Ce revelează scrisorii? Ele nu descoperă un angajament politic, un angajament naționalist. Vor fi fost, desigur, mai ales oameni școliți, ofițeri, subofițeri, nu știu, câți au făcut pătrunde în ierarhia militară a austro-ungară. Vor fi fost oameni pentru care problema aceasta a unității naționale se văd foarte conștient, foarte și știm, nu intrăm în amănunte de istorie, trecem peste venim la românii, mă rog, propagandă românească făcută pe front. Eu mă refer la oameni simpli. Micul meu avea 30 de ani. În februarie a fost pus pe front. Frontul deja înregistrase pierderi masive. Se murea extraordinar. Deci nu vreau să spun că dar dintr-o unitate militară care avea la 4.000 de oameni, după primele conflicte, rămâneau 1.000. Deci, dați seama ce carnaj putea să fie. Îți dai seama că oamenii ăștia luați de la punct, cu grija lor legată de familie, cum veți vedea și ca să vedeți exact cum era psihologia soldatului de front, că îl duci să lupte, îl pui să lupte împotriva rușilor. Și oricui n-ai făcut să lupte pentru că era o problemă, cum să spun eu, în care îl plasai obligatoriu, în care îl plasai fără pregătire. Deci, omul ăsta avea o soție pe care o chema Frusina, bunica mea, care a trăit până târziu, și avea cei doi copii, iar ei, ca tineri căsătoriți, erau confiați, erau oație, cum să spun, și aveau lângă ei un unchi, care apare aici, da, care apare aici, sunt unele de nene, nenea. Ce îi spuneam nenea, ca să înțelegeți despre ce. La un moment dat zice, să știți nene și frăsino, nu, dar să știți că m-am ales la marș companie, dar să nu vă năcăjiți că poartă Dumnezeu de grijă. Deci asta e undeva în 23 martie. Și zice mai departe, nu citesc puțin, câteva lucruri interesante. Și să știți nene și frăsino că au mai scăpat oameni de aici, din Bajur, eu aici trebuie să mă traduc așa că acolo. Zice, am mai scăpat de aici lucrări care au avut pe mine avere multă. Dacă știam, și noi puteam face. Adică dacă ăștia puteau arăta din iluminația noastră, zic, vă spuneți că aveți avere multă, că atunci pe statul interesa că ăștia să rămână, să cultive pământul, să crească animale, că era important pentru stat, să aibă mâncare pentru soldați. Dar bietul bunicul n-a avut șansa asta să pune cineva. El a plătat avea pe tot. Zice, dar așa e pace, că dacă făceam o rugare, poate scăpam de astea de care n-am scăpat. Că eu odată cu capul n-aș fi gândit că nu am plecat de acasă ca să nu mă întorc iară, dar la o săptămână. Dar au trecut 5 săptămâni și 2 zile și vreau să zice mai departe cu noi, cu toți. Deci așa mi-a putut da seama când a putut, când a fost luat pe tot. Când a fost luat de acasă, în urma datei respective, 5 săptămâni și 2 zile. Să știți, nene și părăsino, că mi-am dat hainele la spălat.
și cămașa și stenele, alea de lună, mi le-au luat alții. Că noi am fost mutați la părăcile de unde am dat hainele și când le-au adus, au ales care au fost acolo, ce le-au plătut. Deci înțelege că ăștia, între un tipul spălat, le-au dat de aici în altă parte și aia care au adus hainele curate, le-au dat la cabana de unde l-au luat. Nu mai țin seama că acolo erau alții locatari. Zice, le-au luat ce le-au plătut, dar am luat și o altă cămașă mai rea și niște izmene mai rele ca să nu rămâi de tot departe. Deci ce putea scrie? Nu așteptați naționalisme conștiente și altceva, ci dureri și concretețe de viață. Alte zice, alte noutăți nu vă poți scrie. Dar să știi și dumneata, nene, că eu am plecat de acasă cu nădejdea să vii la o săptămână. Deci, vedeți, este mare românească, deci nu modific nimic, doar limbajul este ardelele să vă făgărașă. Și n-am făcut nicio rânduială cu ce am avut eu. Ei când spuneam, am un șor în viață, când am făcut un testament, n-am mă lăsă, măi, dacă mă lăsă, ce facem cu averea, cum rămâne, cu fiți mici? Acum vă scriu și nu știu viitorul meu pe ce va fi, dar ce am avut eu să rămâne la femeia mea și la copii, ca să nu aibă copii. Am tradus-o să facă de cază, că nu știu nimic. Și nene, dumneata, iară faci cu dreptul dumneata, cum vei gândi ca să fie bine, să nu rămâne lucru. Spune când ești în viață că nu e așa, așa să rămâne după mine. Le numești la care ce le vrea. Și atunci se știe cum rămâiești dumneata. Eu nu te silesc. Nene, să faci așa ori așa, fără cum e voia dumneata. Dar numai să știe cum le lași cu voia liberă nesimit de mine. Și să nu te negăjești pe mine că ți-am amintit că eu aș vrea să vie vremea să ne mai întâlnim odată cu toți și să rămâne mai departe cum am fost. Sau, în aprilie, zice, spune cumva, termină antrenamentul, încă nu i-a dus pe tot. Zice, am lăsat fără numai, n-am fost după amiază, sunt lucruri care s-au șters. Oricâte o zi în câmp, dar cu atâta m-am îndedat cu ele, când ați vedea ce duce în noi, cât duce odată la moară. Deci înțeleg că vrea să le spună, și s-o le-au cenzurat, deci ajungeau, vrea să scrie, fără informații militare, clar, zice că greutatea pe care o avea spinarea era când niciodată la oară. N-am cum să știm, dar ăștia care au scris, știau. Ei știau ce înseamnă să niciodată la oară, adică 50 de kg, 30 de kg, 30 de kg. Habar n-am cât însemna treaba aceasta, adică să-ți fie ușor să manevrezi sacul cu grăunțe. Dar nu mai stau bine. 120 de glanțe am căpătat, 6 kg de greu. Acum Dumnezeu cu noi să ne ajute pe unde o merge. Altă. Zice, și vă rog scrieți-mi de cai, că ce ați făcut cu vizita. Și despre copii, că unde văd copii pe aici, adică pe aici, pe aici, din ce vreau grași, de seama lor, de vârsta lor, așa minte jame aducându-mi aminte câte voie bună făceau ei. S-a copiii la 5 ani și respectiv la 6 ani. Sau, o scrisoare din 21 mai, zice, dorita mea soție, nenea și copii, Ion și Ieron, pe tatăl lui Ieron. Aflați că până acum am un sănătos care vă puteți să vă rămâie, să vă rămâie Bunul Dumnezeu și dumneavoastră. Să știți că am plecat, să aveți cum se exprimă, nu? Să știți că am plecat de unde am fost în ziua de Ispas, în ziua și pachetele le-am căpătat. Și care? Pentru unul cu slănina nu l-am primit. Și unul cu pita gara. Până azi, vinerea rosarilor, adică vineri înainte de rosarii, nu v-am putut scrie. Acum am pătrimit două cărți, că și l-au primit ieri trei cărți, una de la tine mor și două de la tine, draga mea soție. Dumnezeu să-și pune vina să mă scape de tot răul, ca să ne mai vedem o dată cu toți. Să le spui și la părinți și așa. Sau zice, când mai trimis pachet, numai cu slănină trimite, căpită mai am. Acum o mică observație. Deci ăștia de acasă trimiteau pachete cu slănină și flori. Scrisoarea făcea 5 zile. Deci scrisurile astea din ștambila. Deci ștambila de poștă, îmi dea seama plecată, deci când lua poșta de campanie și când ajungea acasă în Lunișor, de la mama supărării din Polonia de astăzi sau din la Rusia,
soare de la București la ora de a face 3 zile. Deci, 5 zile. O să facă. Făcea 5 zile. Trebuie să mai vedeau pachetele, să mai vedeau, vă dați seama, da, scrisorile și așa, și pachetele așa. Sau zicem 26 mai. Și te rog, mai pune câte un pachet cu slănină, nu mai trimite și vită, că vita se usă, se uscă și mai cumpăr de pe aici, bani mai am. Sau, și mi-ai zis să vă iau o poză, dar eu nu sunt tot, dar eu sunt tot pe câmp. Nu suntem la oraș și nu are cine ne lua în poză. Adică cum se explice că el e pe front și că cine să le facă vreo fotografie? Zice, și mi-ai zis că îmi trimis pachet. Azi e duminică după Rosale și până mâine sale trebuie să-l cap. Și vă rog? Da, exact, exact, exact. Era în 30 mai, 25. Și zice, și vă rog, înțelege-vă, spune-mea, cum e mai bine cu lucru, adică cu lucrurile câmpului, nu? Să nu vă certați ca să vă râză lumea. În ataca fărășară, nu se poate să nu știe. Stilul ăsta și judecat, nu trebuie să nu te râdă lumea. Și grijiți copiii ca să nu-i lăsați la uitare. Apoi mai scrieți-mi că ce mai e prin sat. Deci, ăștia erau sfântați să săraci. Dați seama, viață sufletească, țărani, obișuniți. Sau, altă. Dorita mea soție, care te doresc cu mare dor și nenea și mică și miroc. Aflați despre mine că sunt sănătos și rog pe Bunul Dumnezeu să vă rânduie și dumneavoastră sănătate și să aveți pace. Să știți, Frosino, că am primit în 30, duminică, carte în covertă. Unul, adică în covertă, într-un plic, înțelegem noi, și covertul cu cărți deschise, deci trimitea de acasă, cum să spun, plicuri și cu o hârtie deschisă. Cinci coverte, cinci cărți și 10 poștale. Și așa mi-au părut de bine că mi-ai scris mai înainte că îmi primiți. Am gândit că nu le mai capătă, dar le-am primit. Și să știi, dragă nevastă, când ai scris că sunt năcășit pe tine. Dar nu sunt niciun necășit. Deci nevastă-ți, dragă, ce se zicea, mă, tu îi fi supărat pe mine sau așa vieții oameni. Totuși, tine, cumva, asta era dialogul lor de dragoste, să zicem, conjugal sau așa, putem necipi aceea. Zice, eu nu sunt niciun necășit, eu totdeauna întâi am scris tot de tine, apoi de nenea și după aia de copii. Asta îi se părea că nu are răsul în seamă, să crești. Și să știi, dragă Frosino, cum că am primit toate cărțile câte le-ai trimis, dar să știi că noi în ziua de ispas am pornit pe drum, tot înainte și cu sâmbătă lângă ispas am primit cartea de întâi și patru pachete. Și nu ți-am putut scrie limite. Adică imediat. După ce l-am completat, că noi tot am mers și numai după o 4 zile am putut să primim. Că aici am luat când stăm undeva 2-3 zile, atunci cu un ficior de la companie, adică cât un soldat ăsta, de le adună și le dă la Domnul overlining, nu știu cum exact cum aș aduce, și le sigilează și le trimite la trei. Un sergent, ceva. Aici nu-i ca la orașul să faci când vrei. Totdeauna, numai înainte de amiaz, le adună și apoi de atunci am mai scris în sărbătorile rosarelor și de atunci am face o carte. Și acum chiar nu mai aveam nicio carte de scris. M-a dat Bunul Dumnezeu de că au venit azi cu mine cu cărțile astea și mi-a părut ale bine. Și mi-a părut bine când mi-a scris că au scăpat cai de vizită, de nu v-au mai necăjit și cu ei, că va ajunge cu mine. Deci se vede că luau cai din ospădărie, că iar e vorba, nu? Dar Dumnezeu să-și pie mila ca să-i scap și eu sănătos ca voi toate le uităm. Numai să vă rânduie Bunul Dumnezeu să fii sănătos și să ție Dumnezeu și pe nenea, că vă rog cu El va fi bine și de tine, dragă soție, că sunteți stăpâniți toți și are cine vă spune cum să faceți. Dar îmi pare rău că au venit și el în Sibiu până am fost eu acolo, că au fost, nu, și îmi pare rău că n-au venit și el în Sibiu până am fost eu acolo, că au fost aproape. Adică, probabil, cred că fusese dus la Sibiu unde s-a format regimentul și nenea unicul nu l-a vizitat acolo ca să aranjeze, cred că între bărbați, lucrurile care rămâneau în nerezolvat. Deci, doar numai să ne ajute Dumnezeu să ne mai întâlnim odată iar cu toți. Mai spune informații despre alți cunoscuți rude și așa. Dragă soție, să-mi scrii ce-au făcut nenea cu fata cu contractul, despre de că avea o slugă, o femeie acolo și așa și asta a plecat, am aflat că a plecat cu armata română în
Mai târziu a fost programată română când a venit și a intrat în Transdania și a luat ce-a putut cura din cotul și a plecat. În sfârșit, alte teme. Altceva. Formulă de încheiere, care vine de multe ori, zice, multă voie bună la toți vecinii, prietenii și cunoscuții și la întreaga familia mea care o doresc cu mare dor. Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Sau, numai să mântuie cu Dumnezeu sănătate, să mă ferească de primești și să aveți și de acasă pace ca să vă găsesc în bună liniște. Multă voie bună la întreaga familie și la toți binevoitori. Deci, țăran, cum vorbea, cum scria. Sau, zice, după ispasta a două zile am primit cartea cea din tine când am venit aici în Bolonia și o bat în pachet. Și atunci nu ți-am putut scrie până mai mari și puncte, nu le-am luat. Sau, zice, și bani mai am, 22 de sloți, să nu duce strică, că am, numai să am ce cumpăra, dar aici nu găsesc ce să cumpăr nimic. Deci, în ce zone erau, cum erau? Sau, teme de stea de gospodărie, ce frăsino mi-a scris că ați vândut junci, dar i-ați dat toate cam lesne, de cam ieftin, că pe Gnofeiciu le-au cumpătat 800 de zloți și numai de 3 luni au fost. Și mi-a scris că ați luat două junici de vacă și s-au gurit, adică s-au mutat și le-ați mânat la roba. Dar nu mi-a spus că cu cât le-ați luat și să-ți fii și de banii ea care ai zis ca să-ți iei cizme, ca să știu și eu că cum e. Și iați, că eu nu sunt acasă ca să-ți cumpăr. Ce vă trebuie, cumpărați-vă, nu mai să fiți sănătoși. Sau, zice, și cu coasa scrie pe ceasă, nu tu dați face, și cum sunt bucate, adică grâne, frumoase, și până paie mai aveți, și locul de pe dumură, vița la semăna cu văz, și voltele mai de zi cu sate unde au fost mâncate de șoareci. Deci vă dați seama omul ăsta, și care era tema lui, cum trăia el, prin scrisori, respira în continuare temele și grijile și de mine să nu mai fie așa necășită până la urmă că sunt sănătos, că Dumnezeu e bun și mă va feri de aici înainte de tot rău. Mi-ai zis că vin și oameni care au fost luați cătane, adică în armată. Rău va fi că rămâne satul fără oameni. Adică ăștia luau într-un an, duceau în bune pe fond, continuu, sunt un vers de 15. Sau, în 17 iunie, zice, și eu până acum mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit de rău și mă rog ca și de aici înainte să ne ajute ca să trec peste toate și să ne mai întâlnim o dată cu toți. Spun lucrurile ca să vedeți la ce revine, la ce teme revine. Sau, apoi toate spune, și că aici am cu gând bun la Dumnezeu ca să mă ferească de rău să mai vin o dată acasă. Că parcă unde mă gândesc la copii, așa mi-e deja revine. Multă voie bună la mea soție, la mea, la copii și la toți vecinii. Sau, zice, și ne știi că m-am bucurat văzut că sunteți sănătoși cu toți, nu știu pe ei, zice asta. Și ne-ai scris că au luat joi ploaie lină și ați început la obor, adică să are terenul care Dumnezeu se odihnit de anul trecut. Și mi-ai scris de bani ea și mi-a făcut foarte bine. Și ia-ți-o fii și la copii, că ce folos dacă îmi luat de scurse și să pluți banii, că vei scumpă sănătatea de toate. Deci soțul a aprobat cheltuielile și ăsta din care se făceau acasă. Și aici e ceva foarte interesant. Zice, și vă rog, după ce spune, mai sunt baie, nu mai sunt baie, dar de ce le-ați dat? De ce ați cumpărat? De obicei, când am luat acasă, că nu aveam până acum avară și așa mai departe. Trece o altă temă, zice. Și vă rog, dacă veți auzi mai de bine, cu bătaia asta, adică dacă sunteți bune, cu bătaia asta, pentru război, nu? Să-i cumpărați și la vițelul la soț, dacă îi puteți. Și unei acum, la vorbășune, ori acasă, deci el avea clar, știa câte vite are, cum are și se gândea că vițelul ăla e singur și trebuie să-i cumpere un animal care să fie cu el, că animalele sufere când sunt în sigurătate. Și să-mi spui că din Dana, adică din Bolița, care a avut un piciorul mai doar eu și de la altă punctă de am lăsat și hai la altă, deci asta este și de la te cum dar nu măsa și hai la alte și vaca, ai fost scris că au fost vitele amândouă, ca o vitele amândouă lapte. Și mi-ai fost scris că duceți iară doi porci în făgărașul, atât, bineînțeles,
și să-ți zic cum i-ați vândut. Și hăilați patru manis și ai zis că, și ai zis că doi au purcei, adică sunt scroate și au purcei, de fapt. Și mi-ai spus, dragă soție, și de o veste a cele semănate cu ăsta ducărești, că au rămas mici și portele sunt bune. Și mi-ai spus și de ieri, că au fost bune și că le-au băgat băiat patru, adică să proceda în acolo, în zona Făgărașului, au fel de irigare, deci băga apa din râu și o trimitea ca să învite pământul de apă, să crească iarba, asta înseamnă că băga apa. Dar a lui Cumnatul Pătru ce face dacă i-a adus pe slugă, adică dacă a luat-o pe slugă în război? Și la băiatul acela trecut în Rom și am auzit că au venit mănicuți și bătrâna lui Roma, de azi n-am mai auzit nimic. Deci, eu zic că traduce și pune în fața dumneavoastră sufletul omului de pe flor cu preocupările lui. Și aici e o informație, ce, și ai scris de Maria Florului că au zis ca să mai întrebe sentele a lor, dar să-i spun că el n-a fost pe aici, că el a fost în Galiția și eu sunt în Polonia și aici convins n-au fost deloc. Convins erau numiți soldații români înclinși în armata ungurească. El era un regiment care ținea de austrici. Și tu mă întrebi că unde sunt eu, mai înainte sau mai îndărăpt? Adică în prima linie sau... Da. Acum sunt înainte, în sfar linie. Sfar linie, probabil că înseamnă linia pe Ionescu. Dar când a fost ca rezerve, a fost mai îndărăpt într-un sat. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că până acum a fost sănătos. Deci asta o spune în 17 iunie. Mi-ai spus că, mă rog, începeți la secere, nu mai cedeți lucrurile acestea atât de agricultură, altele. Zice, vei ști, dragă soție, spune despre ploaie, mi-ai scris și de bași de la pășune că sunt bune și au apă, și ai scris că au plouat o ploaie mare, i-a fost apa pe uliță ca un râu. Să știi că și pe aici a plouat pe timpul când a plouat pe acolo, dar nu așa mult. Vei ști, dragă soție, că nu ți-am putut scrie că am tot mărșăluit pe și când mergem așa, n-are cine urla după cărți să le adune și să le primească. Până când ne așezăm, apoi putem scrie. Știu că până vei publica pe asta, veți tot aștepta. Că e rău când aștepți. Dar numai deși adune Bunul Dumnezeu mila ca să mă crească de primești, că apoi vă mai scrie eu cărți. Vei ști că a primit o carte și a primit din Voivode, a făcut-o Andrei. Și așa mai departe. Și în toate cărțile mi-ai spus, dragă soție, că viitor la toți de mine și copiii mă tot strigă când faceți mâncarea să mănânc și eu. Vă dați seama ce e copul de-a vrea sufletul meu. Am tot așteptat să auzim de pace, dar nu s-aude nimic. Vedeți seama că mai departe s-a încheiat. Acum au fost cald și bine, dar la iarnă va fi rău. Dumnezeu să-și fie mila spre noi să ne scape pe toți de aici. Sau, și să fiți cu nădejde la Dumnezeu ca să ne ferească de altul primejdii, ca să ne mai întâlnim o dată cu toți. N-am mai putut iarna pentru că am venit cu Dumnezeu. Sau spune, în 7 septembrie, e ultima scrisoare, da. În 11 septembrie spun cronicile că a fost înmormântat. Deci am venit în 10 sau mai ce să spun așa. Zice, și de-a Săgambul meu să fie pace de acolo, că de nu va fi rău. Și să știi, Prăsinon, că toate că, să, și să știi, Prăsinon, că am primit o carte de 27 și mi-a făcut bine. Dar tot toate cărțile zic, eu m-am năcăjit pe tine, de nu-ți mai trimit cărți. Dar în toate cărțile care le-am primit, am scris că cei de nu poți trimit, dacă poți mai mult le-am primit. Și tu îmi zic că eu îi fi trimis cartea la cineva și acela mi-a făcut o carte rea. Adică ar fi trimis cineva o carte și a părut pe soție. Și el s-a spus. Deci, lucruri extrem de umane. Extrem de umane. Zice, dar la Delia, nu te mai gândi că eu, dacă nu poți trimite la tine, apoi la altul poți. Eu nimănui n-am trimis cărți și nici n-am căpătat pe lumea de la necuniță copa din plin. Una poștală și el nu mi-a scris și cu tare. Și mi-a scris că se va întâmpla ceva cu mine, părinții mei te scoate de acolo. Dar la prostii, dă-le, nu te mai gândi, mie micloază ca să nu aveți paiul de război. Nu, paiul de bătaie. Adică să aveți pericol de război. Dar nu de ai mei părinți care nu se bucură de rău la copiii mei. Deci,
soția fiind venită în curtea respectivă, ruda, rudenia era a lui, adică unchiul era a lui, soția era străină cumva de familie și grija era că moare ăsta pe front și ea cu lui copii ce face într-o casă străină. Deci situații umane obișnuite, naturale, așa zicând, nu era exagerată și cumva zic. Dar zice, dar mie mi-e frică să nu se întâmple niște jaluri pe acolo, niște jaluri, adică niște compartamente, niște nebunii de stare de război, ca pe aici, și ca pe rău, va fi rău, va fi rău de toți. Dar nu de ce ți-i ție frică, de ei din jos și de ai noștri, deci nici nu te mai gândi fără de ce îți spun eu. Dar te rog, dragă soție, roagă-te la Bunul Dumnezeu ca să ne scapă pe toți de soarta asta grea care am ajuns în zilele astea, că numai singurul Dumnezeu ne va putea lucra. Și de se auzi că să facă bătaie și de acolo, să face surgoapă dinaintea șurii, unde au fost coșare. Deci iară trebuie să înțelegi, coșarul era un loc amenajat ca să ducă copiii pe lume și așa. Zice, și să pune scârpițe la coșar peste ea. Deci el știa ce are gospodărie. Stâlpii de la coșar. Și scândul și pământ. Și să vă băgați acolo când va pușca cuturul. Ca afară nu puteți sta și aia, nu vă puteți duce ca să vă lăsați toate rustică. Vine ea și le strică toate. Dar Dumnezeu deși-a pune mila ca să nu se întâmple vederea acolo, că va fi destul de lent. Și vei ști că de vreo două luni de zile de când ți-am putut scrie, am scăpat de multe lucruri. Singurul lucru din care înțelegem că a fost pe front, în linia prin ce m-a oferit Bunul Dumnezeu, nu ți le poți scrie, că ne cedește carte, dar poți tu gândi că ce-au fost. Și vei ști că toată noaptea visez, parcă am venit acasă la urla, încet, urla, o terențește. Și vă spun câte am plățit aici. Și eu mă gândesc la tine că mi-ai scris că ești cam de teagă, dar eu ți-am scris să te grijești că eu de aici nu te pot ajuta. Știu că ai avut inima rea destul de bine și lucru mult. Adică am multe lucruri de spăvere. Dar eu am zis să lucri și mai puțin, că până la urmă cine știe ce e cu toate câte le-ați adunat, să vezi ce e pe aici. Sunt ultimele cuvinte ale scrisorii și mai e un bilețel care probabil a fost pus în scrisoare și adresat unul. Zice, doritul meu, mă citești și asta și care. Este extraordinar. Deci, omul de pe front, ce se zice? Doritul meu, întărește-ți inima și nu mai fi lășit, că din calea lui Dumnezeu nu ne putem trebui. Că asta e de la Dumnezeu. Și iar Dumnezeu nu mai și să știi că ce am eu, las la soția mea și la copiii cei doi. Și te rog, neregine Dumnezeu zilele și ale mele și ale dumneavoastră. Te rog ca să faci și dumneavoastră cum ar fi bine, ca să nu lași încurcat. Tot la terez. Și te rog, cheamă și pe fiul nostru, pe părintele, ca să vadă și el ce i-am scris. Și el încă vă va învăța ceva cu bine. Acum eu n-am ce să mai zic că nu-i timp, fără pui nădejdea la Dumnezeu și Dumnezeu mă va păcuțui cu toate ale mele pasuri. Dumnezeu să ne ajute la Ționul lor. Epistola scrisă scrie. Epistola scrisă în 7 septembrie 1915. Deja câteva zile înainte de moarte. Deci v-am adus aceste scrisori și cu o steneală de alea auzi. Nu se evoc o pagină concretă legată de jertfa unor oameni luați de acasă din familia lor, luați din condiția lor de țărani, care creșteau animale, care erau oameni care nu știu ce duși, ce morți în front, la ce depărtări de satul lor, de zona în care s-a născut și unde descușe. Deci gândiți-vă, este în Belarus, n-am nicio șansă de a ajunge acolo, trebuie să învățunsește, trebuie să aștept să se schimbe politica, până pe mine îmbătânește de momentul de plasat. Nu știu ce soartă poate avea această situație, de unde ar putea veni un ajutor, ce oameni aș putea găsi în zona respectivă, nu reușesc pe internet, nu știu ce, îi frică, n-au voie, deci e cum era cu intimism, chestia de legătura cu străinii, deci complicat. Și atunci, văzând această dramă, cum să spun, umană, în care am putut intra concret în aceste scrisori, din amintirea cu tatăl meu, cu toate le-am evocat ca să înțelegeți. Stau și mă gândesc,
câtă nedreptate și la ce soartă sunt condamnați acești oameni, în continuare, de o lipsă de interes sau de eco din partea autorităților care ar putea să facă mult. Deci nu vă spun că în aceste liste pe care le-am văzut sunt nu știu câte lucruri românești. Mormintele indicând pentru ardelenii ar fi văzut în deputare cât are multe românești în țara Bucurașului și uite, toți din regime, 31 infanterii de la Sibiu. Deci s-a murit puternic acolo, pentru că e zona unde frontul s-a stabilizat, rușii au putut ține piept, după care va veni momentul în care îi convinge frontul înapoi în frontul, după care se va produce Revoluția Rusă și toate se vor produce și așa mai departe. Am niște întrebări. Ele sunt ușor retorice. Ușor retorice. Și anume, faptul că centenarul României Mari n-a putut beneficia anul acesta și nu va beneficia decât de abordări festiviste, cum a zis profesorul Ceacristu, deci de abordări, cum să spun, de suprafață. Un cântec, o poezie, o poveste, nu știu ce, iar lucrurile de substanță au rămas neabordate. Primul Război Mondial este o temă pe care istoricii o știu, dar care nu este în conștiința noastră. Noi nu ne este foarte clar cum s-a făcut România Mare. Avem reprezentări false, e necesar de un fel de mit construit cu elemente istorice care ducă patriotism. Până la un punct este extraordinar, e necesar, noi nu mai avem această educație. Nu se mai poate cu această educație. Nu-mi imaginez cum aș putea cu tinerii de astăzi, cu copii, nu știu ce-ți face educația autentică, pentru că ei să-și iubească țara, conștientizând jertfele care sunt în spatele unei moșteniri, nu? E un semn, n-am decât întrebări, un semn de întrebări, e o întrebare pe care o formulez. Dacă am fi realizat conștient România Mare, am fi putut-o lăsa fără niciun glonț de pușcă, să o ciopărțească puterii din prejur, în vreau acel care se gândea, dacă eu consumești ceva, dacă eu fac ceva, dacă realizez ceva, și ceea ce fac eu este în memoria cărnii mele, a ființei mele, a familiei mele, mă rog, ziceți cum vreți, sunt atât de legat în cel lucru încât, când el este în pericol, îmi dau viața mea, e al meu. Deci ușurința cu care România Mare a fost cetățită la timpul respectiv și groaza de politică și de nu știu ce i-a făcut pe români să stea cu mâinile în sân și să fie o pată rușinoasă până în ziua de astăzi și până în vecii vecilor de istoria modernă a României, este un mare semn de întrebare. Sau dacă ne-ar fi durut cu adevărat România Mare, în 1918, pentru care cineva ce nu ce întâlnă, am fi putut avea abordarea din 1990, am putut fi atât de nepăsători față de tema desfințării Uniunii Sovietice și noi să rămânem atât de nesimțitori și atât de neinspirați și atât de neprezenți la niște momente istorice favorabile, din nou favorabile, așa cum o să numim 1918, și să nu dăm șansa unei refacere a României Mari. Nu ne-am n-a durut pe nimeni treaba aceasta. Am avut gânduri doar. N-a fost niciun fel de atitudine, niciun fel de abordare, de autoritate politică, responsabilă, etc. Și acum vin și mă întreb, cum s-a făcut România Mare? Dacă noi am urmărit pe zilele calendar, pe săptămâni și pe luni, cum a fost anul 1918, după luptele aderirii din 1917, când frontul s-a stabilizat, Sudul Moldovei s-a stabilizat România în acel moment în stabilizarea frontului. Toată nenorocirea rusească care s-a întâmplat, nu știu ce, România însemna Moldova. Că acolo erau autoritățile, erau în lege. Țara românească, partea de sud a României era ocupată de nemți, Transilvania, bineînțeles, nu era noastră, și așa mai departe.
Cum s-a făcut Domnul mai mare? Deci ar fi să vedem când a venit regele Ferdinand. Sau cum a fost pacea de la Bufia. Deci tema aceasta, pacea de la Bufia, vă dau un următor element al unui liceu industrial. Am avut profesor de desen tehnic, un inginer. Nu știam istorie. Nu știam istorie. Ce să știu eu la clasa nouă? Istorie. În comunism. Suntem în 1907, în 1966. El ne spune, când ne-a predat despre creioane. Creioane H, D, D și H. Creioanele bune sunt H. Și ce H5, ce creioane care se pot scrie piatră, atât sunt de bune. Zice, se spune că pacea de la Bufia, textul păcii de la Bufia a fost scrijenit pe o piatră. Și piatra aia s-a rupt, s-a fisurat. Pentru că cei le-a scris pe ea, deci asta ne spunea profesorul. Și a rămas cu amintirea asta că o spunea cu atâta simțire, încât în memoria mea se întâmplă acest lucru. Și a rămas cu semnele de întrebare. De ce? A fost atât de rușinoasă, atât de nedreaptă pacea pe care a însemnat-o în aprilie, însemnată, din 1918 sau așa. Pacea separată de la Bufia, că ieșim separat din război, ca să terminați de pașul în Franță. Deci, victorie în 1917, victorie locală, punctuală, frate, nu rezolvarea problemei. Rezolvarea problemei s-a făcut prin pacea de la Bufia. Ne-a salvat faptul că regele Ferdinand n-a semnat documentele acelei păci. Și că noi, românii, suntem destul de mobili și destul de șmecheri, așa zicând, guvernul care a semnat pacea, acum am dat la o parte, am dat un guvern și așa mai departe, și pentru că regele n-a ratificat acel tratat de pace, un guvern ne-a salvat. Am putut deschide din nou religia Ransa, așa zicând, în 1922 și campania din 1919, care iarăși atât de ciudată și necunoscută, când armatele române s-au dus la Viena, așa, la Budapesta, și-au zdrobit că Revoluția Bolșevică nu vrea să fie. Cum s-a făcut România? De votul acesta în care armata și guvernul oficial rămâns în Moldova, când noi am încheiat, cum s-a făcut? Prin hotărârea Basarabiei, care s-a trezit eliberată cumva cu Revoluția Rusă și s-a hotărât, noi venim la voi, cu hotărârea Bucovinei și cu hotărârea Transilvaniei semnată și pregătită de toate localitățile și cu prezența lor și cu adunarea aceea primită de la Alba Iulia, în care delegați din toate statele, din toate zonele românești, ca să nu se îndoiască nimeni că ar fi doar un act politic. Dar seama ce probleme în istorie și asta rămâne. Când Transilvania a hotărât că ei să unesc cu țara, cu ce țară să uneau? Bine, la sfârșit de 1918 era cu zâmbie de vii să schimbase reportatele istoriei. Dar s-au schimbat ca mult Dumnezeu să se schimbe. Ca un mic între timp împăratul Austriei, la care a venit, cu tare, cu tare. Deci, e o conjunctură favorabilă pentru țară, în care oamenii care au făcut seara atunci cu Regina Maria, cu regele Ferdinand, cu politicienii, apărătură, cu nu știu ce, s-au trezit și au știut că acum e greu cald să batem pielul pe Nicovală. Dar aceste circumstanțe au fost ale istoriei. Prăbușirea Imperiilor Rusesc și Austro-Ungar, desfințarea dreptul națiunilor de a lege fiecare, nu știu ce, Wilson, americanul care a spus că Europa trebuie să asculte de aceste, nu știu ce, de care a fost un trend al istoriei care unii, după ce erau surmați și nu avea nicio perspectivă, după ce vor pus trepace separate, îngrozitoare, prin care cercetați și vedeți. Rămâneam fără transfervarea, rămâneam fără nu știu ce, dădeam denților tot după rădușul, deci nu vă puteți imagina în ce hal putea să vă este o asemenea pace din care nu rămâneam de Republica Goală ca teritoriu și fără drept. Și totuși după asta, a scurtit Basarabia, nu știu ce, Transilvania, din și studiul este numit România și se face România Mare și este recunoscută până ziua de astăzi și însă vom o stătea de la România Mare. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ar trebui să servăm o milă a lui Dumnezeu, o spun eu ca preot, o milă a lui Dumnezeu, care, dacă istoria și guvernele nu registrează, el a înregistrat aceste suflete de oameni care au fost
scoși din viața lor, din normalitatea vieții lor, au murit cine știe unde, până ziua de astăzi, unii cumesc în Belarus și în Iez, atâția români, nu știe nimeni de ei. Fiul meu i-a găsit copiii ce-l interesa de el din acele metrineze. Și eu văzând că bunicul și alte nume de rodină. Asta trebuia să facă istorice. Asta trebuia să facă autoritățile ca să cinstești un moment istoric. Pentru că jertfele astea au fost înregistrate de Domnul, acum unde ele se înregistrează și a căpătat poporul român mila asta sau șansa asta ca el să fie binecuvântat, să-i se arată, uite mă cum poți trăi. N-am fost vedeți să păstrăm. N-am fost în stare să păstrăm pentru că spun acum și acum puterie și să nu se supărime pe mine, că eu vreau și mă de treabă, n-aveți nici cum are stare și n-aveți puterea asta și așa mai departe. Ne ducem de aici de despărțire. Pentru că n-am făcut o noștri. Am în vedere faptul că orice lucru deosebit din trecut nu-l poți valorifica decât ai o perspectivă de viitor. Nu te interesează de data anului 1918 și ce a fost înainte de el și după, decât dacă avem o perioadă de țară sau o perspectivă în care tu să meriți, adică din lumina care vine din viitor, tu să vezi și să conștientizezi cum s-a făcut. Și că acest cum s-a făcut înseamnă jertfele tuturor românilor, nu numai ale armatei române oficiale, care a încercat să cucerească Transilvania Mare și în urmă a fost tot înfrântă, baciocorită, umilită, până când s-a refăcut în iarna 1917 sau 1617 și misiunea franceză și etc. etc. Deci temeri de conștiință națională, temeri de istorie lărgită, de informație istorică lărgită, cu această perspectivă a documentelor concrete, ale sufletului omenesc concret, care a fost repezat din viața la 30 de ani și altă viață. Soția părintele copiii, cât s-o fost deja facit, zeci de sute de mii, sute de mii de oameni au fost pe foarte, de români duși de la casă de lor. Și tu să spui, n-au fost în marcă română, nu ne interesează. Statul român spune. Vă mulțumesc pentru atenție.